7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre bătrânețe. Bătrânețe împovărată sau bătrânețe încununată. Nu sunt nici atât de tânără încât să nu mă gândesc la bătrânețe. Nu sunt, de fapt, nici atât de bătrână încât să nu mă gândesc cum îmbătrânesc. În fiecare zi mă întâlnesc cel puțin cu câte un bătrân la care mă uit cu atenție și încerc să pun în spatele lui sau în spatele ei o poveste despre cum îmbătrânește, despre ce este în bătrânețea lui. Ca și români avem multe proverbe cu înțelepciune și multe vorbe de duh și vorba aceea că dacă n-ai un bătrân să-ți cumperi, este cât se poate de înțeleaptă, pentru că prezența bătrânilor, prezența bătrâneții este un mare dar și este ceva care ne pun în tabloul fiecărei zile un ajutor, o prezență care te călăuzește, o prezență care te ajută, o prezență care te învață cum să reflectezi. Între bătrânii cu care mă întâlnesc în fiecare zi pot să văd bătrâneți împovărate și sunt dintre cele mai triste bătrâneți. Să fii bătrân și să ai un nepot în pușcărie. Să fii bătrân și să ai o fată în pușcărie. Să fii bătrân și să nu-ți ajungă pensia pentru medicamente. Să fii bătrân și să fii singur. Să fii bătrân și să fii întristat în fiecare zi. Să nu ai nicio bucurie, nicio așteptare. Este ca la Eclesiastul 12 și citind Eclesiastul 12, mă gândesc că tot ce scrie acolo despre anii în care poți să zici că nu mai găsesc nicio plăcere în ei, despre starea în care îți tremură pasnicii casei și ți se încovoaie cele tare, adică picioarele, despre anii în care te scoli la ciripitul unei păsări și mă gândesc că te scoli speriat la ciripitul unei păsări, te temi de orice înălțime, te sperii pe drum, te simți și ești, de fapt, atât de vulnerabil. E o condiție a bătrâneții să îți resimți în fiecare zi și foarte pregnant fragilitatea. Fragilitatea care ține, de fapt, de condiția umană, de faptul că suntem făcuți din țărână și că ne vom întoarce cândva în țărână. Dar există și acea bătrânețe pe care eu aș numi-o încoronată. Acea bătrânețe ca la psalmi. Și am mai vorbit despre asta, despre cum am putea îmbătrâni ca la psalmi, cum încă ai putea să fii plin de suc și verde, cum încă ai putea să fii ca un măslin verde pentru că îmbătrânești în casa Domnului sau pentru că îmbătrânești în curțile Domnului. Prin asta eu înțelegând că ești în perimetru voii lui Dumnezeu, ești în perimetru revelației voii lui Dumnezeu. Bătrânețea poate să fie și încununată, poate să fie și încoronată. Bătrânii noștri ar putea să fie sau ar trebui să fie acea prezență a patriarhatului și acea prezență a matriarhatului. Acei bătrâni care, să spunem, că stau la poartă sau la poarta cetății sau, de ce nu, acei bătrâni care stau pe bancă în fața casei sau bătrânii pe care eu i-am văzut săptămâna trecută la Fibiș. Seninătatea și serenitatea pe care o aveau băbuțele și moșii care stăteau la Fibiș pe bancă în fața casei la 7 seara mi-au dat sentimentul că de fapt ei au măsura cea mai autentică și cea mai reală
acestei vieți, pentru că au timp și au înțelepciunea să și stea, nu numai să alerge. O bătrânețe încoronată este o bătrânețe în care prezența lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu peste anii tăi mulți, se poate converti, se poate transforma în ceva ce te face pe tine o prezență. O prezență pentru nepoții tăi, o prezență pentru copiii tăi, o prezență pentru tot neamul tău, ceva ce are dimensiunea și valoarea matriarhatului sau a patriarhatului, în sensul cel mai fericit și în sensul cel mai profund, că fără bătrânii noștri, fără bătrânețea lor, încoronată sau împovărată, suntem mai săraci. Fără să vedem în bătrânețea lor, încoronată sau împovărată, condiția noastră umană, fragilitatea condiției noastre umane, ne văduvim, ne privăm de ceva cât se poate de important. Trânii noștri, să facem din ei comoara familiilor noastre, comoara bisericilor noastre, comoara comunităților noastre, pentru că și dacă este încoronată, și dacă este împovărată, bătrânețea e o prezență. Și este o prezență care vorbește despre prezența Creatorului, despre însoțirea Lui, care e cu fiecare dintre cei bătrân și împovărat, sau este bătrân și încoronat. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. Șapte minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.